Demrădulescu, în primul an. În primul an în care atunci mi-am dat seama ce complexe imensime aveam, pentru că nu aveam încredere din cauza fizicului în mine. Eu având personalitate, temperament, agitat, tot timpul, și nu prea știam ce să fac cu mâine, cam stinger așa, să nu greșesc, să nu mă tragă cineva de urechi, să nu... Și n-am spus niciodată că domn profesor, odată nu știu cum m-am enervat, dar domn profesor, nu se poate, bara, faceam eu, și doar îmi dau seama că în fața mea e domn profesor. Și ușor, ușor, iarăși m-am stingherit și zic, îmi pare rău, domn profesor, mi-am dat seama că nu e ok. Și el așa înțelept, bravo, Gică, ăsta ești tu. Și m-a încurajat să fiu așa, să fiu liber. Arta actorului e tare complicat, că din fericire nu știm unde-i sufletul, și că dacă știam la cât de curioasă e natura umană, opera și suflete și de asta, și atunci mai bine că nu știm pe unde se află. Și atunci, cum spunem noi adesea și știi foarte bine, textul nu e al nostru, e Shakespeare. Miza în scenă, regia, direcția de scenă, e un domn sau o doamnă care îți spune, intri, ieși, te așezi. Costumele, decorul aparțin unui scenograf. Deci, cam tot ce este în jurul tău nu ți aparține. Sau trebuie să devină să ți aparțină. Și atunci, cum faci tu că tu ai un text, ai niște vorbe, ai niște mișcări de făcut, deci chestii care par mecanice și tehnice. Ce aduce actorul cu talentul său, cu vocația sa? Eu cred că aduce emoția. Pentru că atunci când ai de vorbit de anumite sentimente, gen te iubesc, te urăsc, adio, să nu ne mai vedem niciodată, nu știu, replici grele. Pentru ca omul să te creadă, în primul rând trebuie să te emoționezi tu pentru a emoționa. Ca el să zică, da, sărac, uite, l-a părăsit iubita. Și așa mai departe. Da, e o profesie în care trebuie să ai curaj să fii vulnerabil. Eu am spus, conform jocurilor pe care le mai facem noi pe la școală, când spunem ce ai fi dacă ai fi, eu cred că omul este ca o broască țestoasă. Adică toată viața, și e bine că e așa, toată viața pentru a nu fi răniți, pentru a nu fi vulnerabilizați, pentru a nu... a nu ni se întâmpla lucruri rele, ne punem o carapace. Logic, pentru a ne apăra, așa, ca broscuța țestoasă, ieșim și noi, după care dacă ceva ne sperie, ne băgăm în carapace. E, iată, actorul trebuie tocmai să n-aibă carapace, să se arată cum bate inima acolo, cum vine lacrima, cum se enervează, cum râde, cum toate cele. Adică trebuie să aibă această capacitate de a nu, pune o carapace între tine și public. Mare succes cu Crăcănel, teatru de comedie, în visurile mele, evident că așteptam după premieră ca lumea să aștea pe acolo un culoar de la, un tunel de la, să stea, să dau autografe, să toate cele. Când mă demacheam, asta era imaginea mea, că o să fie buluc acolo, că la Hollywood toată lumea o să stea, paparazzi, pa. Era debutul meu. Am ieșit pe tunelul la nimeni. Zic, mă, voi fi întârziat mai mult cu schimbatul, oamenii ploua afară. Asta n-am suit exact ca și astăzi, ploua. Lumea cu umbrele, încotășmanată, înfrigurată, să prindă autobuze, toate cele. Am ieșit, mi-am dat și o umbrela și am luat-o pe Calea Victoriei, mergând spre casă, și mi-am dat seama că nimeni nu s-a uitat la mine, că eram un om cu o umbrelă ca și ceilalți. A fost o lecție pe care, pentru că în visul meu ăsta era... am triumfat, i-am spart, ai văzut cum aplaudau, excepțional. Nu, eram un om cu o umbrelă ca și ceilalți care se duceau către casă. Și mi-am luat-o ca atare, ca lecție, și zic, ce bine.